Salutare! Mai sunt câteva ore până la ședința Fed și toată lumea probabil că așteaptă să vadă ceva nou, ceva ieșit din comun, pentru că asta va fi astăzi, ceva nou, ceva ieșit din comun. Și o să vedem și de ce și o să vă spun opinia mea. $28,106 Bitcoin, Ethereum 1765, XRP pompează destul de mult. Am spus ieri într-un clip de ce, o să vorbim și astăzi despre acest subiect. Ne uităm la indicele lăcomiei și îl găsim la 62. A scăzut un singur punct față de ziua precedentă. Despre XRP am luat această știre de pe YouTube, tradusă în limba română, să o înțelegem cu toții. Am mai vorbit și ieri. Și de acum două zile, de luni, băncile au adoptat trecerea la ISO 20022 pentru a face plățile mult mai rapid. Foarte mare atenție, pentru că același cod ISO 20020 folosesc și cei de la XRP și încă 6 monede despre care am vorbit într-un clip și o să vă le spun și vouă. Este vorba de Quantum, XRP, XLM, HBAR, XDC, Algo și ADA. Bun, toată această creștere poate fi atribuită și rezoluției anticipate a procesului SEC, așa cum vedeți în această știre, împotriva Ripple, care a fost depus în decembrie 2020 și așteaptă să încheie în prima jumătate a anului, până undeva în luna iunie-iulie anului 2023, favorabilă XRP-ului. Și bursa de criptomonede sud-coreană UBIT este cea mai mare forță din spatele volumului de tranzacționale, cu o cotă de 19,5%. Bun, XRP pompează, doar că foarte mare atenție la lichiditate. Aș fi foarte atent la lichiditate, pentru că așa cum așteptăm noi să pompeze, mai așteaptă toată lumea. Și credeți-mă că volatilitatea va fi extrem de mare. Un alt subiect care trebuie să luăm în considerare pe termen lung, corelat cu ședința de Fed astăzi, este halvingul Bitcoin și vrem să anticipăm un pic prețul pe Bitcoin. Foarte mare atenție, trebuie să investim pe perioade destul de lungi, mai ales în situația în care suntem acum. Și așa cum ați văzut și voi, piața criptomonedilor și a revenit în ultimele săptămâni, mare parte pe fondul crizei răspândite din sectorul bancar, iar redresarea toate acestei piețe a fost condusă, să zic așa, ca și cap de lider de Bitcoin, care așteaptă cu nerăbdare halvingul, care va fi undeva la aproape un an de zile, jumătate de an mai exact, în care va fi înjumătățit. Deci nu mai este foarte mult până când Bitcoin poate exploda sau nu. Bun, într-adevăr, se estimează că Bitcoin va trece printr-o altă înjumătățire în prima jumătate a anului 2024, deci aproape peste un an, mai exact cândva la sfârșitul lunii aprilie sau la începutul lunii mai, când Bitcoin va atinge 840.000 de blocuri, moment în care recompensa pentru extragerea de noi blocuri Bitcoin, care se ridică în prezent la 6.25 Bitcoin pentru fiecare bloc extras, vor fi tăiați la jumătate. Acest proces a fost introdus pentru a controla aprovizionarea activelor primare de finanțare descentralizată, DeFi, pentru că pot exista, sau să zic, deoarece pot exista doar 21 de milioane de Bitcoin în circulație, făcându-l deflaționist, spre deosebire de monedele inflaționiste, cum ar fi banii fiat, printarea și inflația, care se pot tipări orice sume și în orice perioadă atunci când doresc guvernele. Tot aici, în această știre, găsiți cam tot ce vă interesează. Și după cum probabil v-ați obișnuit, în evenimentele anterioare de înjumătățire, dintre care ultimul a avut loc în 2020 și care au loc aproximativ o dată la 4 ani și de obicei a urmat o creștere a prețului Bitcoin, ceea ce a determinat mulți tranzacționiști sau comercianți și analiști cripto să se aștepte nu la mai puțin de undeva la următorul halving de peste $100.000. Rămâne de văzut lucrul ăsta dacă se va întâmpla, dar este de luat în considerare acest aspect.
Bitcoin și Ethereum vor rămâne piețele criptografice pe linia de plutire? Asta este semnul de întrebare pe care toată lumea îl are în aceste zile, mai ales astăzi. Mai ales după prăbușirea Silicon Valley, care a provocat o mini-criză la începutul acestei luni și dă semne de scădere. În schimb, piața cripto urcă destul de mult. Haideți să vă spun și targetul meu pentru Bitcoin pe astăzi. Nu știu dacă ar să mă mai bazez pe analiză tehnică. Până atunci, pe o oră time frame, prețul face lower și mă aștept să mai urce puțin pe time frame de o oră. Probabil că până la ședința Fed, cam în zona asta va sta, după care depinde de Jerome Powell astăzi. Nu uitați, în clipurile precedente am vorbit despre faptul că Jerome Powell a fost blamat în mod direct și indirect despre prăbușirea Silicon Valley și nu numai. Ba mai mult de atât, foarte multă lume spune cum Jerome Powell a omorât Silicon Valley Bank. Deci toată lumea s-a concentrat în îl a acuza și aici găsiți toate detaliile, să zic așa, fracționate. Și practic toată lumea dă vina pe el pentru ceea ce se întâmplă în aceste momente. Pe data de 14, senatorul Warren a cerut în mod expres ca Jerome Powell să salveze Silicon Valley de la colaps, lucru care nu s-a putut. Și așa cum am spus, cred că Fed astăzi va fi mai îngăduitor cu majorarea interest rate-urilor. Eu personal, sincer, iau în calcul undeva ca el să nu majoreze deloc interest rate-urile pentru a mai calma situația, mai ales după întrunirea care a avut loc între președintele Chinei și Vladimir Putin, și pe daily avem o candelă aici începută cu verde și vreau ca ziua de astăzi să o terminăm aici peste 30.700. Pentru că dacă ne uităm pe weekly, aici mă aștept la zona asta chiar 32.885, că până acolo să aibă loc acel bull run. Avem o candelă de toată frumusețea pe verde și este exact unde trebuie. Dacă vă uitați, avem aici EMA 100 și aici avem EMA 200. Deci Bitcoin pe EMA 200 pe weekly este încă extrem de bullish. Nu văd cum ar putea să se prăbușească Bitcoin, mai ales în acest context în care băncile dau faliment pe bandă rulantă, băncile care ne spuneau nouă să ne ținem banii securi în bancă, uitați ce se întâmplă. Bun, haideți să ne uităm pe Nasdaq. Nasdaq pe weekly are o linie verde aici, lucrurile sunt ok, are o candelă foarte mare verde, mă bucur acest lucru, și DXY-ul pe roșu. Și DXY-ul astăzi cred că se va mai prăbuși. Ce mă lasă un pic sau îmi dă de gândit reprezintă faptul că, așa cum am mai vorbit, cei de la Fed și alte bănci sau au făcut un joint, să zic așa, dacă îmi pot să mă exprim așa, pentru a injecta lichiditate. Deci băncile din toată lumea le cam țâție fundul și ce au zis, băi, hai să printăm niște bani, hai să vedem să facem cumva să salvăm fiatul. Oricum care banii ăștia din fiat pentru mine reprezintă un mare și să spun așa, nu m-aș baza deloc decât să-l folosesc zi de zi, în rest nu am încredere pentru că n-au nicio valoare banii ăștia, ei printează când vor ei, cum vor ei, așa că aș fi nebun să mai cred în viitorul acestor bani, știi cum spun, pentru că ce rost are să salvezi bani când ei pot fi printați oricând. Ei ne spun, domnule, salvați bani, dar ei pot printa bani oricând. Pentru ce să salvăm un lucru care nu are nicio valoare? Vorbesc doar de fiat aici. Bun. Din punctul meu de vedere, Fed va trebui să pivoteze. Nu are alte șanse. Toată lumea așteaptă un 0.25. Dacă va fi 0.25, ceea ce toată lumea așteaptă, mare lucru nu se va schimba. Posibil să avem un mic pump, având în vedere că fiind așteptat, Fed bate în retragere și posibil să urcăm până în zona de 28.600. 28.600 este zona care pe weekly a fost suport când a picat luna, dacă vă aduceți aminte, și în mai 2020 la fel.
Ce vă sugerez eu este să așteptați după ședința Fed, conferința de presă. Nu uitați, ședința Fed este la ora 2, ora Europei, și press conference-ul este la 2:30. Deci, la doar o jumătate de oră distanță, mai mare volatilitate poate apărea. Dacă va fi 0.50, deci în momentul în care auziți 0.50, ați închis toate pozițiile de long. Nu cred că va fi, este foarte unlikely, dar luăm în considerare acest aspect. Bun, ne auzim în jurul prânzului și vedem ce s-a întâmplat și care e următorul pas. Well, ce vreau să vă spun este că Fed-ul somehow trebuie să pivoteze și întrebarea este, o face astăzi sau o va face în 3 luni? Pentru că dacă Paolo va face astăzi, dacă va pivota astăzi și va fi no interest rates, cred că piața efectiv va exploda. Nu știu ce să zic. Mă lasă să cred că se poate întâmpla asta oricum, ori în 3 luni. În orice instanță suntem pe drumul cel bun, pentru că dacă Jeremy Powell va majora interest rate-ul la 0.5 astăzi, băncile vor prelungi acest colaps, lucru care este foarte unlikely. Deci, repet, toată lumea așteaptă un 0.25, eu aștept un 0, asta aștept eu. Vedem ce se întâmplă, dacă ar fi să mizez pe 0 sau 0.25, undeva în zona asta. Vă pupă, John, și toate cele bune!